Bună seara, brazii mei frumoși! Spun asta pentru că m-a inspirat un discurs al Papei Francis care suna așa. Bradul de Crăciun ești tu, când reziști furtunilor și greutăților vieții. Globurile pomului de Crăciun ești tu, când îți colorezi viața cu cele mai frumoase calități. Luminițele de Crăciun ești tu, când luminezi drumul celorlalți cu bunătate, veselie, răbdare și generozitate. Urarea de Crăciun ești tu când ierți și restabilești pacea chiar și atunci când suferi. Și să nu uităm, Crăciunul este ziua care ține timpul împreună. La ochii pe mine, împreună cu părintele Francisc Doboș și actrița Catinca Maria Nistor, timp de 60 de minute. Părintele Francisc Doboș a studiat la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, continuându-și apoi studiile la Roma. A fost hirotonit preot în 2002, a fost purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București din 2011 până în ianuarie 2020. În prezent este preot la Parohia Catedralei Sfântul Iosif din București, responsabil cu oficiul noii evanghelizări și promovări umane. Bună seara, părinte! Bun găsit! Mulțumesc de invitație! Vreau să mă lămuriți cu titulatura asta. Ce înseamnă, de fapt, oficiul noi evanghelizări și promovări umane? Nevoie de promovare? E ceva marketing sună. Până atunci, eu dărâm bradul. Motanenbaum. Sunt fisica care strică bradul. De ce să dărâmați bradul? Nu e standard, nu e conform. E foarte frumos. De ce uneori sunt pisica care dărâmă bradul? Sună pentru... anume de carte. Motanenbaum. Pisica care dărâmă bradul, Motanenbaum? Motanenbaum. De ce spun lucrul acesta? Îmi place să mai dărâm bradul sau să dărâm unele obiceiuri care sunt frumoase pentru a face loc... altora noi. Pentru a face loc unei sau ieslea de Crăciun. Pentru că de Crăciun bradul e ceva, adică bradul dacă nu stă lângă motivul Crăciunului, pentru creștini mă refer. Corect. Rămâne doar un brad. Mai avem nevoie de pisică să mai dărâme bradul sau să pună în criză și iată pandemia ne pune în criză și poate deveni o oportunitate ca să vedem lucrurile esențiale. Crăciunul este despre Hristos pentru noi. Și aici mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Responsabil de ce? Nouă evanghelizare, promovare umană. Marketing spiritual. Da. Promovarea omului în spațiu printre extraterestri, aș înțelege atunci. Dom'le, trebuie să ne promovăm că sunt 10.000 de specii și nu știu ăștia de noi. Și am făcut o campanie, noi, biserica, și plecăm cu navele spațiale în spațiu și provăduim cuvântul omului. Eu aș zice mai degrabă condiție stretching spiritual, condiție spirituală, adică să pentru cei care reușesc să facă șpagatul spiritual. Tot de respectul, ce spun? Ăștia tot, chiar da, sunt, da, da. Sunt tari. Da. N-am reușit până acum. De ce nouă evanghelizare? Și eu mă întreb, nu prea îmi place titulatura, dar asta este în Biserica Romano-Catolică, la Roma există un fel de minister care se ocupă cu noua evanghelizare. De ce e nevoie de o nouă evanghelizare? 2.0, 3.0? Exact. Okay. De ce ar fi nevoie? Lumea pentru se schimbă? Că se schimbă lumea, dar zic că poate eu, ca preot, să rămân înrădăcinat la minus 2.0. Adică, okay, să vorbesc despre Dumnezeu, dar nu mai sunt pe frecvență. Vorbesc pe o frecvență care nu mai este a oamenilor de astăzi. Nu înțeleg. Nu mai vorbesc cu oamenilor, nici la mintea lor și nici la inima lor. Și pot să rămân bine înrădăcinat în tradiție, dar poate să rămână acea tradiție care nu mai devine, ceea ce sărbătorim la Crăciun, o întrupare. Adică Dumnezeu nu mai devine astăzi carne. Adică nu mai ia carnea mea, nu mai ia istoria mea. Eu nu reușesc să-L mai iau în serios pentru că nu înțeleg limbajul, poate de la altar sau teologic, și ajung să... Așa e și cu învățământul românesc. Copiii nu mai înțeleg, nu le mai plac scrierile vechi, vor ceva updatat la 2020... O fi nevoie de un alt minister al noi învățături? Probabil că ar fi nevoie și acolo de un minister al noi învățături. Și aici mă gândesc, noua evanghelizare, cum poți să vorbești despre Dumnezeu ca să fie un Dumnezeu credibil astăzi? Problema nu este a lui Dumnezeu.
problema rămâne a mea. Dacă eu astăzi reușesc să-L mai fac credibil pe Dumnezeu prin cuvintele mele, care nu înseamnă doar marketing. Promovare umană, e o promovare umană care ține seama de omul spiritual, de un om duhovnicesc, evident, fără să dau doar în spiritualisme, nu în spiritisme. Ok. Mai degrabă promovarea umanității sau... Chiar promovare umană, evident, a umanității, dar umanitatea e un termen generic și general. Noi ne întâlnim ca oameni, persoană, față, chip, istorie, probleme, dureri. În sensul că atunci când zici despre cineva, da, a avut un gest uman, adică a dat dovadă de bunătate, înțelegere și toate trăsăturile astea pozitive. Umanitate pătrunsă sau îmbibată în divinitate, pentru că un creștin nu are doar o umanitate așa difuză, orizontală, pentru noi înseamnă... Noi poate care e în concediu umanitatea creștinului, o perioadă e rătăcit, așa se... Fiecare dintre noi suntem atât de rătăciți și avem nevoie ca cineva să ne... Readucă la matcă. Avem nevoie de indicatoare rutiere spirituale. De aici nevoia de repere, de modele și poate mai mult decât de modele, pentru că în viața spirituală nu avem nevoie doar de, iată, staruri sau modele, ci de mărturisitori. Adică de oameni care să fie credibili, spiritual vorbind. Să simți că acolo unde întâlnești curat pe cineva, e curat. Că nici și cu curățenia asta nu e atât de ușor. Adică și oamenii spirituali duc luptele lor. Adică nimeni nu este atât de curat și fiecare are nevoie de o purificare, de... pentru că pe toți ne bântuie necuratul sau ne dă târcoale și târcoalele lui nu se termină așa cum am putea crede. Tocmai de aceea viața nu e neapărat sau nu este doar o luptă. Mă gândesc fiind că în perioada pandemie creștin, acum oamenii, unii preferă să-i bântuie cineva, oricine ar fi. Băi, sunt atât de supărat și sictirii că n-am mai avut socializare în ultima perioadă, încât măcar să mă bântuie necuratul, zic unii. Și atunci ei nu știu ce-și doresc, dar... Să nu le asculte Domnul în rugăciune. Exact. Da, nu chiar, e bine. Dar te poți răzgândi atunci când te rogi la Dumnezeu și zici... Vreau ultimul model de nu știu ce, ultimul model de nu știu cum, și după aia tu zici, băi, am greșit, a mai apărut un model, nu-l vreau pe ăla, vreau chiar capul de serie să nu țină cont de prima rugăciune, poți să anulați, să dai cancel, nu, am vrut să spun altceva. Evident. Să te răzgândești în timpul rugăciunii. Întotdeauna, se schimbă și rugăciunea. Nu am o problemă cu... Doar numai că Dumnezeu are simțul umorului. Păi uitați-mă că încă trăiesc. Priviți-mă. Sunt dovada vie că Dumnezeu are simțul umorului. Eu mă simțeam vinovat că mă rugam la Dumnezeu. Ziceam, da, iar sunt un alt 11.000-lea om care atunci când are probleme apelează la tine și tu acum zici, păi nu te-ai gândit la mine atâta vreme și acum când ți-a intrat cuțitul la os, te gândești la mine, încep să mă simt prost și zic, fă-i ce vrei. Dumnezeu m-a comandat. L-am tu știi folosit. Tot, ce să-ți mai spun eu, poate spun cumva de te și enervez că îți povestesc în favoarea mea lucrurile și mai rău fac. Ok, fă-i ce vrei. Dumnezeu bancomat, l-am folosit prea mult. Ne-am dus doar exact atunci când aveam nevoie. Exact. Puneam moneda noastră ca să obținem mai mult. Era un fel de fond de investiții. Ok, hai că l-am pe Dumnezeu. Da, e ideea sau spirit, un fel de creștinism idolatru. De interes. Un creștinism pe interes. E ca un talisman norocos. Atunci, ne ducem, punem mâna, fie că mergem la biserică, da, sau putem, ne închinăm, putem face toate cele sfinte, dar motivul poate să fie doar acesta. Devine ca o monedă, eu plătesc lui Dumnezeu. Ok. Prin prestația mea bună, spirituală, mă duc la biserică, mă rog acasă, fac faptele ca mele taxă, bune, dar ca un fel de taxă spirituală. E o interesantă idolatrie pentru mulți, pentru mulți, că apelează la Dumnezeu doar din interes. Mi-ar și atâta plăcea... vreme cât le merge bine, da, nu am nicio problemă. Da, e relativă treaba, pentru că mie mi-ar plăcea să existe o statistică la cei care au adus ofrante lui Dumnezeu. Bă, cât la sută din ce și-au dorit oamenii respectiv s-a realizat?
și să vedem, bă, ce ofrande merg, în ce parametri să mă încadrez. Că uite, Lucu Tărescu s-a rugat să îi se întâmple nu știu ce și i s-a întâmplat. Ar fi interesant, 80% la Mănăstirea Cutare, 80% care se roagă pentru mașini de spălat, primesc mașini de spălat. La Mănăstirea Cutare se roagă pentru net gratuit, primesc net gratuit. Și se roagă funcție... pentru mașină de spălat, Dumnezeu exact. Îi trimite un preot pentru spovadă. Mașină sau de spălat îi surupă un râu, îi surupă un deal și începe să curgă un râu pe lângă casa lui și îi dă și niște pietre. Și e o mașină de spălat mai rudimentară. Noroc că la Dumnezeu nu sunt desenele animate japoneze. Cu... manga. Toate acestea, da. Da. Și mă mai frapa o chestie, băi, ce ciudată, ce simetrie ciudată cu păcat în păcat. Păcat, când ești în păcat, cuvântul ăsta să conține și păcatul. Sunt în păcat, deci sunt cumva asumat, așezat, mă înțeleg, nu sunt de nezruncinat când sunt în păcat, dar totuși am păcat un cuvânt, în păcat. Cu N sau cu M? Și cu M și cu N. Asta e marea diferență. Dacă sunt ambele. Sunt și în păcat și în sau în păcat. Dar ambele conțin păcat. Cine este fără cine? De păcat? Exact. Să arunce cu prompterul. În momentul ăsta. Dacă e cineva în studio fără de păcat. Părinte, ultimele 10 luni au schimbat total existența, restricții, distanțare socială. Care a fost gura de oxigen a acestei perioade, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei dragi dumneavoastră? Lucrurile esențiale. Noi, adică au schimbat total, ne-au pus în criză. Nu din fericire, nu-i bine, pentru că multă lume a suferit. Adică mulți au pierdut pe cei dragi sau pe... Cunoscuți. Eu dau mărturie, e și cazul familiei mele. Ne-a schimbat totul, viața de fapt ne schimbă. Acum poate așa, la nivel planetar. Dar orice eveniment ne poate schimba sau ne poate... Putem trage din fiecare eveniment o învățătură spirituală, profundă, pentru viața noastră. Să ne dăm seama de ceea ce contează. Ne-am evident, făcut pentru mai mine, răi, mai buni, suntem mai colerici, mai calmi, mai... Ține de fiecare dintre noi acum. Pe mine m-a făcut mai cu antenele spirituale mai așa, mai sensibil față de mine, față de Dumnezeu, față de lucrurile care contează, pentru că este ușor atunci când merge totul bine, doar să ne proiectăm, să căutăm vacanțele noastre, zilele noastre, să ieșim cu prietenii. Centru vechi, glumesc, sau oriunde, fără să ne dăm seama. Și pentru că ne merge atât de bine, spunem, dar nu avem nevoie de Dumnezeu, pentru că suntem noi Dumnezeu. E atât de bine, ce nevoie avem de altceva? E și cazul când îți merge atât de bine, nu-ți dai seama și te plângi că îți merge rău. Dar după aia se întâmplă altceva care îți arăta că, uite, atunci îți mergea bine. Și nu aveam ochi pentru bine. Exact. De ce să nu ne ajute? Să nu ne ajute pandemia... Să ne purificăm privirea, ca să putem vedea binele acolo unde este și nu doar să-l vedem ca și cum îl vedem în alții, okay. Să-l descoperim în noi. Putem să devenim, nu suntem noi izvorul binelui, dar putem să facem. Asta e o rugăciune pe care am mai făcut-o. Îl rugam pe Dumnezeu să mă facă un om mai bun. Și cred că a exagerat la un moment dat. Eu îl rog să mă facă un om mai frumos. Dar aici nu are legătură cu o categorie de make-up. Pentru că în Evanghelie, atunci când Iisus spune, eu sunt păstorul cel bun, termenul acesta de bun, kalos, în limba greacă, înseamnă și bun și frumos. Pentru că de multe ori accentuăm, noi oamenii, nu neapărat creștinii, accentuăm categoriile de ordin moral. Ok. Ca și cum trebuie să fii mai bun. Nu, trebuie să fii mai frumos. Dar frumusețe e sinonime, nu... cumva. E același cuvânt care are ambele accepțiuni. De bun și de frumos. Pentru că adevărata bunătate vine dintr-o frumusețe. Care nu e frumusețea
de multe ori ziceam sau spuneam și despre mine că sunt un fel de, ce este preotul, un fel de make-up spiritual. Adică, care ține, adică cine te înfrumusețează? Nu, acea frumusețe care este relațională. Okay. Când ai de un om frumos, care nu are legătură doar cu... clericul. Nu, care nu are legătură cu pozele de pe Instagram. Ah, ok. Alea. Un om cu care pur și simplu te simți bine, simți că scoate ceva bun. Și atunci frumusețea aceea devine bunătate. Devine bunătate pentru că omul bun nu ne alegem pe noi, devine frumos. Părinții, relația noastră, prietenii noștri, suntem toți croiți, care mai de care, mai mult sau mai puțin. Unii mai dificili, alții mai puțin. Mai dificili sau neapărat. Și atunci frumusețea este relațională. Și cine este pătruns de frumos devine și bun. Quality time-ul petrecut în familie, cu prietenii, cu cunoștințele. E tot vorba de un quality time. Adică da. Au fost discuțiile atât de faine și atât de creative și inspiraționale pentru cei care au participat, încât definești perioada aia de timp quality time. La fel, cred că se procedează și pe partea spirituală. Și de aici, pe partea spirituală, în această perioadă de pandemie, întorcându-ne, iată ce s-a schimbat. S-au schimbat foarte multe. Dar poate nu am pierdut esențialul. Am pierdut tot, am pierdut și timpul, gândindu-ne la vacanțele pe care nu le-am mai avut, la locurile pe care nu le-am mai vizitat. Poate avem nevoie să vizităm o altă geografie. E aia a mea. Introspecție. Mergând într-o geografie, adică mergând în vacanțe, mergând la prieteni, câteodată era o modalitate de a fugi de mine. Nu avem exercițiul să stăm cu noi, să ne obișnuim cu noi, cu chiar și cu singurătatea mea, tocmai pentru că atunci când mă întâlnesc, adică în singurătate, că nu e neapărat singurătate. Într-o dimensiune spirituală e o plinătate, e relațional, e cu Dumnezeu. În intimitatea mea. Poate. În intimitatea mea, în rugăciunea mea sau în reflexia mea, să avem timp de calitate și cu noi înșine. Atunci când nu știu să stau cu mine, caut doar în celălalt cu disperare motivele, doar de bucurie, de gălăgie, de distracție, de show. Păi da, dar faci asta, eu cred că se întâmplă asta tocmai pentru a scăpa de găunoșenia de care ți-aduce aminte atunci când te faci introspecție și ești atât de speriat de ce vei găsi. De ce ai văzut și de ce știi că ai. Știi că ai, încât preferi compania oricui aproape. Viața nu poate fi trăită ca un drog. Nici drogul relațional, căutând mereu doar în prieteni, în distracție, în vizite, în altă parte, avem de realizat, poate acum, cu toată această pandemie, această călătorie interioară. Pentru că ne obligă măsurile, rămânem mai mult pe acasă. Dar avem atât de un univers atât de mare în noi înșine pentru a ne vizita. Și de ce să nu să ne speriem doar de noi? Să vedem vulnerabilitățile noastre. Suntem vulnerabili. Și ne este frică să recunoaștem lucrul acesta și tocmai pentru că ne este frică să recunoaștem că suntem vulnerabili, atunci mimăm sau dăm așa bine la ecran că suntem siguri de noi că și nu se vede, celălalt nu percepe. Nu vrem să se vadă în celălalt vulnerabilitatea noastră. E vorba de frica de deconstrucție, că pentru a reuși să te repari, să treci peste introspecția aia, mai întâi trebuie să iei foaie cu foaie și să o arunci de pe tine până ajungi la esență. Ca să te repari, e frica de moarte. Și tocmai că nu poți să te repari fără să mori. Să mori față de tine, adică de omul vechi, de mine. Adică atunci când mă recunosc, deja am murit un pic și de rușine uneori și de... Și să nu fie frică să mor. Pentru că se moare zilnic. Adică sunt părți din noi ca să se poată realiza învierea. Noi acum suntem în perioada Crăciunului. Crăciunul înseamnă nașterea, pentru creștin, nașterea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ia carnea, istoria noastră și asta pe mine, Dumnezeu nu mai rămâne doar așa, un fel de entitate așa difuză, un fel de dezvoltare personală, doar idei, vine cineva și îmi vorbește, uite cum să te dezvolți. Tantra yoga. Este un Dumnezeu care stă cu mine și cum își petrece Dumnezeu veșnicia intrând în timpul nostru
De aici, apropo, de ceea ce ar trebui să fie și responsabilitatea mea, nu doar a mea, adică o nouă evanghelizare. Toți avem nevoie să facem o nouă evanghelizare. Pentru că atât de mult poate am vorbit de Dumnezeu și am făcut un deserviciu, încât pentru mulți alții de astăzi care aud vorbind de Dumnezeu zic, dar nu, n-am nevoie. Adică ești plictisitor. Limbajul este de lemn, nu ești credibil. Nu e catchy, n-are niciun cârlig. Asta nu înseamnă că trebuie să fie un fel de showman spiritual. Am înțeles, părinte. E nevoie de un catchy. Oprim un pic discuția, luăm o scurtă pauză, după care revenim. Rămâi pe Aleph News. Am revenit pe Aleph News, sunt alături de părintele Francisc Doboș, o persoană cu care chiar îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre religie. E open mind, adică am tratat subiectul din foarte multe unghiuri până acum și nu s-a ridicat și n-a plecat, nu s-a enervat, e încă alături de mine, mulțumesc. Condiția spirituală, stretching. Stretching spiritual, exact. Am văzut că sunteți destul de familiarizat și cu platformele astea de socializare, postați pe Facebook. Apropo, o să mă ierte Dumnezeu și pentru asta. Când e păcat că ai stat pe Facebook? Adică nu e păcat dacă stai 15 minute, e păcat dacă stai o oră jumătate, îți trebuie dezlegare la Facebook în perioada de sărbători? Eu îmi dau singur dezlegare. Fiecare ce este dezlegare? Păcatul? După care criterii? E relațional. Acum poate fi... Că o parte din atenția care îi s-ar cuveni în mod normal lui Dumnezeu este distrasă și se duce către platforma de socializare, către alți inși păcătoși și ei. Mare gelos e Dumnezeu ăsta, a? După concepția asta? Da. Da. Bă, uite-mă, e sărbătoarea mea. Proiectăm asupra lui Dumnezeu toate metehnele noastre și toate fricile noastre le punem în Dumnezeu și îl vedem acolo ca cineva care se supără, așa, a devenit gelos. Nu bate Dumnezeu, nu mai bate. Bate mingea. Ei, bate Dumnezeu. Și popa ta e limba, nu? Că da, eu, cu asta am copilărie, crescut în copilărie, asta, da? Bă, te bate Dumnezeu. Și popa asta e limba. Și imaginam, zic, băi, cum... Dumnezeu, care e sinonim cu bunătatea, ce are cu mine? Adică nu mi se păreau niște lucruri chiar așa. Mie îmi place mai mult când Dumnezeu bate mingea cu mine, adică se joacă cu mine. Asta, adică petrece veșnicia în timpul meu. Bate apa în piu sau... Și aici gândindu-mă, ce înseamnă să... cât timp? Adică cum, dacă rețeaua de socializare devine opiul meu, pentru că atunci când mă proiectez acolo, nu reușesc să fiu prezent cu cei de lângă mine fizic, atunci devine o problemă. Și atunci nu mai e o problemă de 15 minute sau de o oră. Aha, atenție la mine, aveți grijă, dacă vă duceți în vizită în perioada asta de Crăciun și sunteți alături de prieteni, familie, etc. și stați pe telefon, e mare păcat. Pentru că la ce v-ați mai întâlnit are dreptate părintele. Stați acasă. Exact, și vorbiți de pe telefon. Da. Că e ilogic, în primul rând. Este, da, e un pic să mergi sau să stăm acum și să ne vorbim aici, să stăm fiecare pe un telefon și să facem emisiunea. Se mai întâmplă să-și dea întâlnire două persoane și să stea și cele două persoane tot pe telefon. Adică... Like-urile se pot da și altfel, relațional. Pentru că am văzut, era prin toamnă, văzusem o mașinuță superbă în București, din acelea vechi, de prin anii 60, și am dat like, l-am claxonat. Sunt modalități de ale noastre, adică există, haideți să fim creativi, perioada sărbătorilor să o petrecem cumva, să nu ne înstrăinăm de noi, de sentimentele noastre, să nu devină telefonul, cu toate că eu îmi fac primul examen de conștiință și știu că de multe ori exagerez. Eu am nevoie de această purificare și eliberare, dar mă uit, avem nevoie atunci când suntem împreună să renunțăm. Devine o idolatrie. O idolatrie nu neapărat că îl consider Dumnezeu, tehnologia sau rețeaua de socializare, dar mă face pe mine să nu fiu prezent prezentului meu. Adică mă proiectez întotdeauna într-o altă geografie, ca și cum e în altă direcție, dacă sunt cu cineva, atunci să fiu acolo prezent. E o fugă de realitate continuă. Fugă de mine, fugă de persoanele cu care mă aflu. Am făcut o paralelă interesantă cu ce a spus cu like-urile, că ați dat un claxon unei mașini... S-a bucurat. De care vă plăcea. S-a bucurat proprietarul, probabil. Așa am putea să facem și noi. Mergem pe stradă, îți place de cineva? Like.
îi arăți, hey, like, el îți arată și el, hey, like. Sau bine, dislike. Eu și la volan, când îi întâlnesc în trafic pe cei mai indisciplinați, eu strig, dislike. Iubiți credincioși. Care este pilda din Biblie care pe dumneavoastră vă inspiră cel mai tare și poate fi reprezentativă pentru zilele acestea? Când Hristos i-a chemat pe ucenici ca să-i facă pescari de oameni și le-a zis să arunce apropo, și asta mă leg de ceea ce devine responsabilitate, noua evanghelizare, pentru că nu mai vedem ceea ce este evident astăzi. Nu avem ochi spiritual, nu avem acele antene pentru lucrurile care contează. Ne îmbătăm de consumerism. Ne drogăm cu plăcerea și fugim de noi. Pilda aceea, când Hristos i-a ales pe apostol să-i facă pescar de oameni. Ce înseamnă pescar de oameni? Șef de filială de partid trebuie să îi convingi să voteze cu tine. Adică peștele în apă trăiește. Da. Omul în apă se înneacă. În apa vieții, am putea spune, cu toată această imagine, noi trăim în această apă a noastră, a preocupărilor, a drogului relațional, a fricilor noastre. Avem nevoie să fim pescuiți din frica noastră și să fim introduși în viață. Nouă ne pare câteodată că viețuim, dar de fapt poate doar supraviețuim. Chiar dacă mimăm relațiile noastre, că ar fi totul perfect, nu e chiar așa. Cine ne umple de viață sau de divinitate? Pentru că setea noastră de viață este divină, eternă, veșnică. Și încercăm să o umplem cu lucruri, cu tot felul de plăceri, cât mai mari, cât mai mari, cu vizite, cu toate călătoriile noastre, cu orice. Da. Dar mai apoi vedem că nu acolo este veșnicia. Și rămânem cu un gol mare. De aceea, nu că avem nevoie de Dumnezeu. Adică este esențial. Și aici, pilda aceasta, când Hristos îi alege pe ucenici să-i facă pescari de oameni. Eu am nevoie să fiu pescuit. Să fiu pescuit din frica mea, din îndepărtările mele de viață. Și Dumnezeu mă pune și pe mine, dar pe fiecare are o responsabilitate să pescuiască pe cineva. Adică ceea ce pot face eu nu o va putea face nimeni în locul meu. Sunt persoane pe care Dumnezeu le pune în familia mea, în jurul meu, între prieteni. Nu trebuie să merg la capătul pământului ca să trăiesc plinătatea mea spirituală sau chiar divină. Este în jurul meu. Trebuie doar să deschid ochii. Și Hristos în Evanghelie le mai spune aruncați ca să pescuiască. Pentru că ucenicii aici o noapte întreagă s-au străduit, n-au prins nimic. Vine dimineață când nu se mai pescuiește, când de fapt, iată, Iisus încearcă să-i învețe pe ucenici meseria și cine ce vrea să ne învețe, adică pe noi ne învață meserie și s-au chinuit, n-au prins nimic și le zice aruncați mreaja, adică năvodul, uh-huh, în partea dreaptă. Păi, în partea dreaptă, adică e o mișcare, e invers, de obicei se ia, mișcarea e stânga-dreapta, da, și adică dreapta spune. Dreapta, aruncați năvodul în partea dreaptă. Uh-huh. Adică avem nevoie de o lectură și diferită a vieții, să facem mișcări cu care nu am fost obișnuiți. Și Dumnezeu ne pune în diferite situații ale vieții să facem ceea ce nu eram obișnuiți. Mergeam pe pilot automat. Nu-i sau place mergem zona noastră de confort. Ne-o mai schimbă, zice, hai să mai înveți și altceva, că te plictisești. Nu ne place nouă sau nu reușim să dăm de gustul lucrurilor care dăinuiesc veșnic. Și atunci suntem obișnuiți cu zona. Zona noastră de confort e la nivelul stomacului. Între ghilimele. Aici mă refer la ceea ce devine foarte, foarte omenesc. Instinct. Da, basic și instinct. Și atunci avem nevoie ca să nu rămânem ancorați doar la nivelul stomacului, adică frumusețea, divinitatea. Și nu devine doar o artă. Arta de a vedea și de a vedea întrupat, de a-l vedea întrupat, că nu mă depărtez, oricum o dau, tot la Crăciun ajung. Pentru că este cea mai mare minune înainte de înviere. Dumnezeu se face om, pentru că nu putem avea învierea fără carnea lui Dumnezeu, făcut om în istoria noastră. Pentru mine este esențial. Și în felul acesta, intrând în istoria noastră, luând carnea noastră, noi avem acces la veșnicia lui Dumnezeu. Zic, cum pun mâna aici? E nevoie de tehnici, sau nu avem nevoie doar de tehnici spirituale, de mătăniile noastre, de rozariul sau de
să mergem doar la liturghie. Toate acestea sunt esențiale, dar să ieșim din acel, din acel dinamism al plătitului lui Dumnezeu. Îl plătim prin prestația noastră, ceea ce spuneam la începutul emisiunii. Și în felul acesta mă întorc la pilda din Evanghelie, la cuvintele Mântuitorului, când i-a ales să fie pescar de oameni. Și prin această emisiune nu încerc să sucesc gâtul nimănui, dar nu fac altceva decât să dau o mărturie. Și prin mărturia sau prin bucuria mea, dacă devin și credibil, eu mă bucur fără să încerc să aduc doar în staulul meu. Adică nu încerc să spun, veniți la noi că la noi e mai bine decât dincolo. Nu. Dacă există un catolic, foarte bine. Dacă aude aceste cuvinte un ortodox și vrea să fie un mai bun ortodox, eu mă bucur foarte mult. Și dacă merge la preotul lui și se spovedește acum de Crăciun sau intră într-o vibrație mai puternică, într-o trăire mai religioasă, nu doar să dăm, să ajutăm de Crăciun, să fim mai buni, anesteziind conștiința noastră și făcând anumite cadouri pentru cei săraci de Crăciun sau de Paști. În restul anului putem să fim cei mai mari nemernici sau nenorociți, făcând tot ceea ce ne trece prin cap. Dar când vin perioadele acestea puternice, haideți să mai punem un pic de pudră, de bunătate peste tot ceea ce facem în timpul anului. Da, se cam trage covorul peste mizerie de sărbători. Nu era mizerie aici, e un covoraș drăguț. Cam așa se întâmplă. Aruncăm toată mizeria sub preș. Am văzut că sunteți un om care aveți umor, așa că o să invoc bancul în care credinciosul se neacă, așteptându-l pe Dumnezeu să-l salveze, deși primise vreo 3 bărci de salvare. Cum știm când trebuie să ne urcăm în barcă pentru a fi salvați? E un declic pe care îl simți automat sau rătăcirea poate continua la nesfârșit? E autosuficiența, egoismul, adică... Că nu mă urc pentru că, poate nu are pachet barca premium sau eu știu, climă îmi biznică. Place. Da. Sau pachet M. Da, nu e destul de rapidă pentru spiritul meu. Cât de arogant pot fi? Și atunci, care este pretenția mea față de oameni? Și tocmai pentru că am o pretenție ridicată față de barca, evident, dacă mă nec, probabil nu e a mea. Sau poate e a mea, am căzut din barca mea. Da, m-am lovit la cap și am și uitat că e barca mea. Era tot aia. Și putem avea multă aroganță, relațională, dar și spirituală. Și să nu fac lucrul acesta, să mă nec pentru că sunt prea mândru. Mai multă simplitate și... mai multă smerenie. Dar smerenia nu ține doar de factorul acela moralizator, ci de frumusețe. Pentru că omul frumos nu are nevoie să-și câștige like-urile și nici să-și umple aici sau să-și cumpere cei care i-au... Da, admirația sau cei care i-au dat like și uite câți mă urmăresc. Adică cât gol să fie în mine ca asta să fie preocuparea mea, cât se uită la mine. Evident că niciunul dintre noi nu trăiește fără privirea celuilalt. E un soi de exhibiționism aici, cumva. Nimeni nu trăiește fără privirea celuilalt. Dacă am existat singur și nimeni nu s-ar uita la noi, nu doar admirativ sau compătimitor. Ar merge un experiment social ăsta. Dacă nimeni nu mă privește, eu mor. Și aici nu mă refer doar la oameni. Evident, pentru un creștin... privirea cea mai puternică este o privire de vină, pentru că te simți și nu e doar un simțământ așa. Te simți, ești convins și știi că ești iubit. Altfel, la ce folosesc toate câștigurile sau luptele noastre, egoismele noastre pe acest pământ? Este vorba de iubire, de iertare, de o îndumnezeire pentru mine. Dacă vrei să fii privit, rămâi cu ochii pe mine... Aici, în fiecare seară, te privește cineva. Am ridicat mingea la fileu. Nu mă pot abține. Fac media de ceva ani, trebuie să îmi folosesc și eu armele. Poate că Dumnezeu acum era pe alt canal. Mă gândesc. Dacă e aici, sorry, mi-am făcut doar să meseria. Să nu se ia curentul. Să nu pice ceva. Exact. Din studio. Ce mesaj aveți în această perioadă în care s-a schimbat mult și viața copiilor, trebuie să spunem, a tinerilor, pentru tineri, părinți, pentru profesori?
să ne bucurăm de viață. Noi nu ne dăm seama. Noi credem că o pandemie ne-a pus în criză. De fapt, nu e adevărat. Ne schimbă obiceiurile, da. Ne schimbă obiceiurile sau comoditățile noastre. Intrăm într-o zonă de luptă. Și poate lupta, cu adevărat, atunci când dăm de greu, poate să scoată din noi adevăratele capacități sau adevărata creativitate care are legătură cu creația. Și îmi place să cred și las acest cuvânt și ca o urare, nu are legătură doar cu Crăciunul, cu nașterea lui Dumnezeu, dar are legătură cu Dumnezeu. Și nu dau un citat din Biblie, dau un citat din Noica, pe care l-am citit mult în liceu. Și era broșura lui, acea carte, De Celo, pe coperta 4, nu uit, în liceu mi-am întipărit în minte și o am și acum, apăruse la Humanitas, imediat după Revoluție, era 91-92 pe atunci, cred. Și pe acea copertă era acest citat din Noica. Nu uita că Dumnezeu te-a trimis pe pământ să-L înlocuiești, să dai sensuri, să creezi, să duci începutul său înainte. Și în vreme de pandemie, chiar dacă s-au schimbat toate, chiar dacă aș fi în închisoare atunci când au venit, să zicem, comuniștii sau în toate perioadele istorice de persecuție, oamenii spirituali au știut să facă rai din ce ai, ca să-mi iasă rima, să facă rai din ce au avut. M-ați dus cu gândul la Nicolae Steinhardt. Evident. Povestea asta. Aș vrea să aflu ce mesaj aveți în această perioadă. De fapt, nu, unde era aici. Părinte, pe cine v-ați dori să aveți la masa de Crăciun? Mama. Că tata nu mai e acum, de o lună. Dar mama este. Odihnească. Dar mama este și ne avem pe toți, adică toată familia, la noi e ca un clan. Adică îmi doresc lucrul acesta. Și de ce? Pentru că recuperând legăturile noastre, și îmi dau seama pentru foarte mulți, legătura de sânge este dureroasă. De multe ori e violentă sau nu ne putem vedea, nu ne mai suportăm. Rude din cauza bunurilor, din cauza multor egoisme sau a multor frici. S-au destrămat familii și ajung chiar să se urască. Eu prețuiesc foarte mult. Dumnezeu astăzi, pentru mine, se manifestă prin ceea ce a construit de-a lungul timpului. Prin familia mea de sânge. Mama mea și tatăl meu, pe care îl vizitez la cimitir, frații mei, cumnatele mele, nepoții mei. Este modalitatea lui Dumnezeu de a-mi vorbi prin îngeri de carne, care păcătuiesc. Suntem ca un șvaițăr, avem găurile noastre, apropo de ceea ce spuneam că ne e frică să ne uităm la noi, să intrăm în noi, dar cred că toți, dacă ne dăm seama că toți suntem ca un șvaițăr, mai mult sau mai puțin, unii cu o viteză în plus, alții, dar înaintăm, să ne ajutăm, să fim pescari de oameni. Nu doar noi din partea asta a altarului sau cine are responsabilități din acestea spirituale, ci toți avem responsabilitatea fratelui. Și atunci când îl avem pe un Dumnezeu care e tată, un tată are fii. Nu pot să mă consider doar așa fiul lui Dumnezeu fără să fac făcând abstracție de cine este lângă mine. Mulțumesc foarte mult, părinte. Vă doresc sărbători fericite și să ne revedem cu bine. A fost o plăcere discuția. Aș vrea să o mai continuăm, dacă se poate, și acceptați o invitație pe viitor. Atunci o rezolvăm. Dau dezlegare. Am primit dezlegare. Luăm o scurtă pauză. Iar după un dialog care mi-a mers la suflet cu părintele Francisc Doboș, continuăm discuția cu actrița Catinca Maria Nistor. Vreau să aflu dacă i-a scris moșului, dacă și-a făcut bilanțul pe 2020 și ce așteaptă de la 2021. Bine ai revenit, Catinca. Îți mulțumesc că ești alături de noi și în această minunată seară. Bine v-am regăsit. Este o bucurie să fiu aici. Cum ești în prag de sărbători? Care e starea ta de spirit? Care e primul lucru pe care ai vrea să-l faci după ce pleci din emisie? Cred că mai am niște cumpărături de făcut după ce plec din emisie. Starea de spirit este senină. Da, e senină. Serenissimă. Serenissimă. Superbissimă. Superbissimă. Da,
e un bilanț pe care îl facem, cred, cu toții, acum, la sfârșit de an. Dar din cum îmi ies mie socotelile până acum, sunt pe plus. Mai am de dat și la alții. E excelent. Apropo de cumpărături, poate, nu știu, te ajut, ai o listă, sigur. Spune-mi ce cauți și sigur. Mă ofer să-ți dau direcțiile. Bring it on, bring-o! cadouri, cred că avem de cumpărat cadouri. Din ce zonă? Din zona... Cărți, viniluri... Nu, cărți. De obicei fac cărți cadou. Da? Okay. Și obiecte. Obiecte, suvenir. Dar, sau obiecte, nu știu, obiecte pe care să le aibă oamenii și să-și amintească de diverse momente. Da, acum mă duc cu gândul la cel mai frumos cadou pe care l-ai primit tu până acum de Crăciun. Care ar fi? Mă gândesc la Crăciunurile de când eram mică. Ok. Și în fiecare an era o... N-am încercat să caut niciodată prin casă unde sunt ascunse cadourile, dar cumva, nu știu cum, eram foarte vigilentă în seara de ajun și nu știu cum, nu eram atentă câteva minute și poc, apăreau sub brad părinții mei niște complici desăvârșiți. Și îl prindeai pe moș să ți le dea el? Nu. Nici nu, eu. Am aferit. Eu eram foarte frustrat de chestia asta, că îmi spunea, acum a venit moșul și acum a plecat. Alții a lăsat ălea acolo și a plecat. La mine, cu părinții mei, sunt amândoi foarte glumeți. Au un simț al umorului foarte bine dezvoltat și nu pot să zic că făceam farse, dar mă uitam la televizor și dintr-o dată cădea un scaun în salon și tata era șocat. A apărut, nu se poate. Și cum, când, ce s-a întâmplat? Dar am primit cadouri frumoase în toate Crăciunurile. Mai frumoase cadouri am primit de ziua mea. Dacă păi atunci e normal că e ziua ta. Acolo trebuie să fie cele mai frumoase cadouri, nu? Bine, eu și știu. Crăciunul. Merge și de parcă Crăciun. Parcă Crăciunul e cea mai frumoasă sărbătoare. Parcă și mai frumoasă decât ziua de naștere. Există ce lucruri? Ce zici? Nu sunt de acord. Mie mi se pare că ziua de naștere acolo trebuie să se adune toate cadourile și toate energiile toate bune. Toate energiile bune și dragoste și iubire. Parcă Crăciunul se concentrează mai multă lume de Crăciun decât de ziua ta, dar... Crăciunul e mai mainstream decât ziua ta. We agree to disagree, nu? Întotdeauna. Vorba lui Rațiu, am să mă lupt toată viața mea ca tu să poți să nu fii de acord cu ce spun eu. Dacă ai schimbat 3 lucruri la anul ăsta, care ar fi? Posibilitatea de a călători. Pe care această imposibilitate curentă o resimt acut. Dacă vrei, facem un exercițiu de imaginație. Ia. Și călătorim cu gândul unde vrei să mergem. Păi nu chiar astăzi, dar pe 28, dacă vrei să plecăm la Londra. Ok. Și ne întoarcem. Vrei pe să 8? Iau bilet la geam sau stai tu la eu geam? Eu la culoar. Tu la culoar, stau eu la geam? Spațiu. Ok. Stai la geam. Stăm la un hotel butic sau stăm la un hotel acasă, hotel? La prieteni. Ah, la prieteni. Alt nivel. Păi da. Discutăm la alt nivel. Alt nivel, dar stăm pe capul la prietenii. Londra. Stăm pe capul prietenilor acolo, s-ar putea să-i deranjeze. Poate casa e goală. Păi prietenii au lăsat casa goală? Vino cu mine și vei afla. Ok. Da, dar stai că avem probleme cu Londra, că au ieșit ăștia din Uniunea Europeană, e cu Brexit-ul, dacă rămânem pe aeroport blocați. Uite, ăsta e un lucru pe care l-aș schimba. Al doilea lucru pe care l-aș schimba. Okay. Și al treilea, hai să ne gândim, așa. Cred că, deși anul ăsta a fost foarte... provocator și am testat limitele tuturor și la minimum, dar și la maximum de chiar că bine compasiune. Zis, un an provocator ca o dansatoare la bară. Asta în emisiunea de după, în emisiunea de dinainte, rău, poate, nu știu, chiar e mai potrivit. Provocator. Dar ai dreptate. Da, un an provocator ca o dansatoare la bară într-un bar care e în flăcări, nu știu, mai degrabă. Aș dori să avem mai multă compasiune.
În primul rând față de noi și apoi față de ceilalți. Păi, ca să poți avea compasiune față de ceilalți, trebuie să începi cu tine, mă gândesc. Dar și compasiunea asta e doar la un milimetru distanță de a-ți plânge de milă. Știi? Nu. Băi, nu, hai să am un pic de compasiune pentru mine. Vlad. Nu, e hai să iau toate lucrurile astea. Am făcut asta. Ok, aici poate n-am făcut bine, aici poate am greșit. Da. Atât am putut în acel moment. Faci agenda, analizezi cu mine. Analizezi agenda și vezi parcursul, unde a fost bine, unde a fost rău. E vremea bilanțurilor, cum se spune. Vremea bilanțurilor, iată, se apropie acum, la sfârșit de lună, ca în fiecare lună pentru cei care lucrează la stat. Dar un prieten foarte apropiat are o vorbă și spune: viața începe azi. Măcar de asta să ai puțină compasiune, puțin mai multă compasiune pentru tine și să zici, adică, mâine o iau de la capăt. Păi dacă ești român și tu îmi spui, păi, ai puțină compasiune față de tine, viața începe azi. Și eu zic, azi nu. Te rog eu, te rog eu nu. Cum e melodia? Și salutăm pe prietenii noștri cu ocazia asta. Azi nu, frate, viața începe azi, dar azi nu. Mâine vorbim. Rămâi în pat. Rămâi în pat și reflectează. Da, uite, văd la aici mâine că am o întrebare care ar putea suna ciudat. Dar hai, acum, acum mi-aște misiunea până acum. Ce-ți dorești cel mai mult acum? Care este cea mai ascunsă dorință a ta? Păi mă gândesc că dacă ai o dorință ascunsă... De ce ți-aș spune tocmai ție? Exact. Nu cred că îmi doresc nimic, e ciudat. Stai puțin că e... Nu știu, poate că îți dorești... Uite, la noi e simplu, la băieți. Ultimul model de consolă de jocuri electronice. Mai sunt niște mici modificări prin casă pe care aș vrea să le fac și îmi doresc să le pot duce la capăt și să încheie această epopee a renovării casei mele. Dar nu-mi doresc nimic. Mi se pare că sunt exact unde trebuie. Ai grijă ce-ți dorești. Nimic. Dacă zici că nu-ți dorești nimic. Viața începe azi. Iar începe viața azi. It's a loop. Nu știu. Chiar nu. Un pelerinaj la Mecca, la Ierusalim, la... Dacă mă iei cu călătoriile, da, vreau să călătoresc și aș merge în locuri în care n-am mai fost până acum, aș merge în Peru, aș merge într-o junglă, de fapt, asta aș face. Aș ieși din zona de confort, asta îmi doresc, de fapt, să continui să ies din zona de confort. Păi da, dar dacă te duci în junglă, s-ar putea să fie singura ta ieșire din zona de confort. Da, cu tot felul de gângănii și alte lucruri de pe acolo. Există persoane pe pământul ăsta pe care ți-ai fi dorit să le cunoști și nu le-ai cunoscut? Da. Dă-ne câteva exemple și spune-ne de ce ți-ai fi dorit să le cunoști. Pe Mircea Eliade mi-aș fi dorit să-l cunosc, pe Constantin Brâncuș și pe Maria Tănase. Poate clișeic, dar... Ai dat numai nume tari din istoria românească. La fiecare... Toți din zona artistică, așa. Da. Mai mult sau mai puțin, dar... Mai mult pentru poveștile de viață și pentru structura... Mm-hmm. Pentru a-i descoase de structura interioară. Eu aș vrea să-l cunosc pe Angel Saligny. Să mă învețe să fac podul. Doamne! Și Nadia Comăneci și-a dorit să-l... 10, de la mine ai 10. Domnul Saligny. Tu cum te încarci cu optimism? Ai o sursă a ta? Te uiți la seriale, funny, citești ceva haios? Ascult muzică, dar și sunt optimistă. Care e sursa ta de optimism? Nu știu, așa este structura mea. Că vorbeam de structuri. Sunt mai mult optimistă decât pesimistă, dar am și momente în care tind să văd lipsurile și lucrurile
Ar trebui în buletin să apară secțiunea optimism. Cât optimism are? 60% optimist, 70% optimist, 30% pesimist. Chiar am făcut o măsurătoare astăzi. Să știi ce fel de om ai în fața ta, pentru că eu aș mai pune acolo pe buletin și mai multe date despre persoana respectivă. Dar cred că ele fluctuează. Adică azi ești 60% optimist, mâine poate va fi mai rău. Nu știu. Da, așa, nu, ascult muzică. Muzica mă ajută foarte mult. De Crăciun ai niște obiceiuri pe care le faci an de an sau în fiecare an ești imprevizibilă și faci alte lucruri? Nu. Cum decurge o seară de Crăciun la tine? În primul rând, casa arată superb. Și încă n-a renovat-o, a zis că o renovează, arată superb, dar n-a renovat. Păi de ce o renovezi dacă arată superb? Mai am lucruri de schimbat, mobilier, tapet, pereți, chestii. Dar e foarte frumos decorată și îmi place lucrul ăsta și am crescut așa. Folosești globurile din copilărie, că e important. Da, și mai ales din copilăria părinților mei. Le-ai păstrat? Da. Nu s-au spart până acum, ai fost o fetiță cu minte. Foarte cu minte, sunt destul de conservatoare în unele privințe și îmi place să păstrez tradițiile, așa. Fac bradul cu mama, de când locuiesc singură, adică facem bradul împreună, ca atunci când eram copil. Eu pun un îngeraș sau o stea în vârful bradului și ea pune o inimă. Cam de vreo 10 ani avem inima asta în brad. Da. Și o pune în mijloc și o pune ea. Și de atunci începe decoratul. Cele mai faine amintiri de Crăciun cu familia, care ar fi? Masa de Crăciun tot timpul. Masa de Crăciun atunci când venea bunica mea de la Suceava sau familia mea de la Suceava la noi. Atunci când mergeam acolo eu în vacanțe, acolo am avut o copilărie foarte specială în vacanțe și copii la blocul care mă jucam. Dărdeluș. Exact, era dărdeluș în spatele blocului. Mergeam la colindat, ceea ce aici n-am făcut niciodată și nici n-aș fi avut curaj și nici n-aș avea în anii ăștia cu atât mai mult. Dar mergeam, eram 3-4 fete, ne împărțeam și mergeam la 4-5 scări de bloc din jurul. Nu știu de ce am feeling că tu luai toată prada, pentru că știu un lucru despre tine, nu prea mediatizat, aș putea spune, anume că tu te pricepi foarte bine la cântat. Am înțeles. Ai un colind preferat? Poți să mi-l interpretezi, nu pe tot, că nu sunt răutăcios la ora asta. Nici nu vreau să adormi. Okay. M-am văzut că mai ai obiceiul. Un lucru nu foarte mediatizat despre tine. Dorm doar când, emisie. Când mă ajută și invitații să-mi țină capul în poală. Hai să vedem. Uite, anul ăsta ascult albumul lui Rod Stewart, Merry Christmas Baby. Asta am ascultat. Colinde reinterpretate. Îmi place lui Zazan, are un album de Crăciun foarte frumos pe care i-a am fost vecin cu ea, eu stăteam la 8, ea stătea la 4. Când o vei invita aici în emisiune? Că e minunată. Da, și are niște colinde foarte speciale. Și astăzi, în drum spre aici, am ascultat Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Through the year, we'll always be together, if the fates allow. Hang the brightest star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Încep să mă simt ca Mr. President. Vă mulțumim. Mulțumesc frumos. It's good. O să fie o emisiune atipică, ok. Mai ales E plină lumea de oameni normali, de prezentatori normali. Mai e nevoie și de ceva atipic. Altfel rămânem atipică mie, cel puțin. Încremeniți în proiect. Pentru ce ești recunoscătoare, Catinca, așa, pe final de an? Pentru faptul că suntem toți sănătoși, toată familia mea și oamenii din jurul meu sunt bine și, deși, repet, a fost un an cu multe hopuri,
personal consider că este cel mai bun an. După un an cu multe hopuri, va veni un an cu multe hipuri. Ca să fie multe hip-hopuri. Hituri, sper. Da. Da, da, da. Nu, pentru noi toți, adică pentru fiecare în parte, apropo de bilanțuri și de lucruri de reflectat, nu toți oamenii din viața noastră au, de la Crăciunul trecut, ce au ajuns reflectezi? Și în acest... De ce reflectezi? Ce ești, oglindă? Nu știi ca un moment serios. Nu reflectez că nu sunt oglindă. Gândește-te atunci, amintește-ți. Nu toți oamenii care au fost alături de noi Crăciunul trecut mai sunt cu noi Crăciunul ăsta. Și pentru cei care sunt, ar trebui să fim recunoscători. Pentru că timpul nu iartă pe nimeni, dar hai să nu ne întristăm. Da, a intrat pe zona emoțională și chiar mi-a adus aminte că așa e. În cazul, și în cazul familiei mele nu suntem toți anul ăsta. În cazul familiei mele extinse. Suntem minus 3, cum ar veni, 3 într-un an. A fost un an... Și așa. Mi-e greu să-l descriu. Dar în casă sunteți plus 3 și măcar pentru asta... Frumos. Ai zis frumos asta. Mulțumesc frumos, Catin, că e pentru prezența în show-ul meu. A treia oară? Ne înțelegem din ce în ce mai bine. Poți fi partenerul meu în curând. Uite, bine, dacă reziști. Ce-ți dorești. Dacă reziști. Tu. Eu sunt un tip mai dificil, complicat... Greu. Nu știu greu ce te face dus. Să crezi că eu sunt un om simplu, dar mulțumesc. Atunci vedem care e destinul, cum va hotărâ. Până la revederea cu tine, Catinca. La revedere celorlalți. Am să le transmit că ne vom revedea în curând pe Alef News și până atunci le doresc tuturor sărbători fericite și numai bine. Sănătate!